Mișcarea pentru oameni, natură și animale. Mona. Desigur, Mona poate trimite în foarte multe direcții. Mona este un nume foarte cald de femeie. Nu vom fi niște fanatici ai unei doctrine stricte sub nicio formă. Dar liniile generale se înscriu în doctrina liberală verde. Rămuș Cernea s-a gândit că are nevoie de ajutor în viitorul său politic, așa că a creat-o pe Mona, care însă trebuie să mai crească pentru a ajunge la prezidențiale. Prin urmare, deputatul rămâne deocamdată pe cont propriu, în cursa pentru Cotroceni. Vine să candidez ca independent la alegerile prezidențiale din această toamnă, din noiembrie, dar campania va fi o campanie de echipă. Chiar dacă va fi un candidat, pentru că este vorba de alegeri prezidențiale, vom promova această campanie împreună cu persoane, dintre care unele au notorietate, altele au mai puțină notorietate, dar persoane care sunt atașate unor valori.